fetiță de 2 ani a ucis un șarpe, drept răzbunare pentru că o mușcase de buză. Supărată pentru că o atacase în timp ce se juca în grădina casei, copila și-a înfipt, fără frică, dinții în reptilă. Conform Observator News, fetița în vârstă de 2 ani se juca în grădina din spatea casei, când țipetele ei au fost auzite de vecini. Oamenii s-au repezit să o ajute pe copilă, descoperind că micuța avea un șarpe de 50 de centimetri prins în gură și un semn de mușcătură pe buza inferioară. Vecinii i-au acordat fetiței primul ajutor și au chemat ambulanța, care a transportat-o de urgență la spitalul de copii din Bingol. Vorbind despre incident, tatăl copilei, care era la lucru când fiica lui a fost mușcată de șarpe, a spus că Dumnezeu a fost cel care a protejat-o. Vecinii noștri mi-au spus că șarpele era în mâna copilului meu, ea se juca cu el și apoi a mușcat-o. Atunci a mușcat șarpele înapoi ca reacție, a spus bărbatul. Ajunsă la spital, fetița a fost ținută sub observație timp de 24 de ore, apoi externată. Acum este bine și se recuperează, relatează observatornews.ro.